Mulți mi-au spus că imaginea palmelor noastre, după 24 de km de tras, i-a speriat. Dar aceasta este lumea canotorilor, cea în care vâslim. Nu poți aduna peste 50 de medalii, atât la junior cât și la senior, dacă nu muncești din greu. Am încercat să punem mânuși, dar nu mai simți la fel de bine mânerul ramelor. Uneori mi-e greu să cred că de la primul succes adevărat, aurul de la mondialele de junior de la Racice, au trecut 11 ani și îmi spun: măi, Cosmiucule, ai cam îmbătrânit. Dar apoi îmi dau seama că de la Tokyo mă voi afla la a treia sărbătoare consecutivă de acest gen și mă mai liniștesc. I-am spus că tragem până în ziua în care nu ne vom mai putea ridica din barcă. Până acum n-a venit clipa aceea. Semn că mai putem. Vă dați seama ce reprezintă pentru mine acest sport dacă eu m-am căsătorit pe baltă? Iar Ionela concurează uneori în aceea zi cu mine. Am stat 4 luni în Italia, în cantonament, n-a fost ușor deloc. Dar știm cum se obține o medalie. Vrem una de aur. Așa că... Tokyo, venim!